Lule Jung are 30 de ani și a venit în România în urmă cu 12 ani împreună cu fratele său ca să lucreze într-un restaurant. De atunci a mai fost în China doar în vizită. Gătește din pasiune și lucrul acesta se vede. Pentru noi, bucătarul chinez a gătit pui cu legume la plită încinsă. Ingredientele secrete, gustoasele urechi de lemn și bambusul. Carne de pui. Carne de pui de românească, morcov și bambus chinezească și urechi de lemn chinezească și ardei cu ceapă. Și suple de chinez. Da, și cu orez, mai bine, cu orez. Și se mănâncă cu orez. Da, orez simplu. De unde ați învățat să gătiți? În China asta. Da. A fost la Cluj, înainte. A lucrat acolo 5 ani, după aia la Sibiu 3 ani și la București 3 ani. Lucrat toate la pucătărie. Sunteți în România de 12 ani. Da, cam așa. Ați venit împreună cu soția? Da, înainte eu singur. Când era eu 20 de ani am venit, mic, când era mic. Acum, soția numai a venit 3 ani, 4 ani, cam așa. De ce ați venit în România? Păi, îi place la România și la muncă și la bucătărie. Și după aia, cel mai bine așa la lucru, nu? Așa este. Și în Suceava cum vă merge? Cum sunt oamenii? Vă place orașul? Da, îi place, da. Îi place, e bine. Deci aici, numai la mine, acum, deci aici are mult magazin chinez, nu are mâncare. Restaurant chinezesc, de aia eu am venit, știi? Pentru român face mâncare bine, tot la fel. Sau e la fel ca marfă în chineză bun și mâncare chineză bună, da? Așa. Lule Jung și Ren Yanling locuiesc în Suceava de 3 luni. Gătesc mâncare chinezească, dar nu se dau în lături când dau în farfurie sarmale sau cârnați. Dar dumneavoastră știți să gătiți mâncare românească? Da, nu prea știi. Așa, nu prea știi. Nu mă chinezesc. La românească, da, și mie place mâncare românească. E bun și sănătos. Cartofi și cârnați și mici și șorma de pui cu vită, toate. Și mie place ăla. Cu sos de usturoi, cu maionez și castraveț murat și ardei iute murat, toate așa. Și sarmare, nu? Și cu sarmare toate, toate e românească. Și ăla e bun, cel mai bun. Lule Jung se duce în China o dată pe an ca să-și viziteze copilul și părinții. I se face dor de casă. Spune că anul acesta nu a putut să meargă din cauza pandemiei de COVID-19.